Doamnelor și domnilor consilieri, desfășurăm astăzi ședința Consiliului Local pe luna noiembrie. Pentru început, discuții dacă sunt referitoare la procesul verbal din ședința anterioară. Supunem spre aprobare procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Nu știu, calitate. Dăm cuvântul domnului primar. Dar înainte de a dă cuvântul domnului primar, vă propunem un proiect, la ordinea de zi, alegerea președintelui. Alegerea următorului președință, dar... Pe luna, pe următoarele trei luni. Supunem spre aprobare. Nu, trebuia întâi să se citească proiectul, să facea propunerea și după aia să se punea spre aprobare. Facem propunerea și când citește proiectul, ăsta e... Deci face proiectul, deci se face ședința. Se deschide ședința și după aceea. În fine, nu considerați. Da, mai are important. Da. Da. Propuneți, haideți ca să votăm și să stăm. Da. Dăm cuvântul acum, domnule primar, să vorbim. Doamnelor și domnilor consilieri, dați-mi voie să vă revin dispoziția numărul 194 din 25.11.2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Comunei Bistrănițu Bacău în data de 29 noiembrie 2019, ori de 13, la sediul primăriei Comunei Bistrănești. Proiectul ordine de zi este următorul. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sume de 20.000 de lei în bugetul local pe anul 2019 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de iarnă în Comuna Bistrănești sub Bacău. Punctul 2. Diverse. Articolul de prevedere prezente dispoziții vor fi aduse la depunere de către secretarul comunei și vor fi aduse la cunoștință publică prin afișare. Mulțumesc. Acum trecem la discuție, deci... Propuneți după aia să supunem la vot. Propunem suplimentarea medicii. Cu alegerea președintelui pe următoarele perioade. Cine este pentru? Împotriva cine? Da. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta. Proiect de hotărâre pentru organizarea, pentru aprobarea alocării sumei de 20.000 de lei din bugetul local pe anul 2019 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de iarnă în Comuna Bistrănești sub Bacău. Primarul Comunei Bistrănești propune articolul 1. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 de lei din bugetul local de venituri și cheltuieli al Comunei Bistrănești pentru anul 2019 pentru organizarea festivităților legate de obiceiurile de iarnă în Comuna Bistrănești sub Bacău. Suma prevăzută la aliniatul 1 se va aloca de la capitolul 5102-20-01-30 Autorități publice și acțiuni externe, titlul 2, cheltuieli materiale, aliniatul 5102-20-01-30 alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare. Articolul 2, prevederile prezente hotărâri va fi aduse la îndeplinire de către primarul comunei prin compartimentul financiar contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului prezentă va fi comunicată primarul compartimentul financiar contabil, contabilitate, instituție prefectului de Bacău și va fi publicată în afișare în condițiile legii. Mulțumesc. Discuție. Ce sumă se dă la secundă? Ce sumă se dă de urmare? O sumă, deci la cetele care de buși, da, trebuie să fie o sumă, ai tot sistemul. Îți chiar mai mare. Clubușor sau știu. Dar cum trebuie să fie un care de buși? Cum trebuie să fie un care de buși? Mai mulți? Lucrul ăsta poate să dată. Lucrul ăsta poate să facă la fața locului. Hai să facem achiziția, să vedem să pune ea firma care prestează serviciile și după aia mulțim. Este bine să justificați pentru ce se folosește. Da, se justifică, dar trebuie să facem că prestatorul de servicii, prestatorul de servicii vine exact cu tabel, cu facturi, cu tot ce pune și cum ar trebui. Alte discuții. Atunci supunem spre aprobare proiectul de rezoluție. Cine este pentru? Împotriva cine? În unanimitate. Trecem la punctul 2. Alegerea viitorului președinte pe următoare. Vă rog, propunere. Pe cine mai fost? Eu vă propun pe domnul Georgescu.
Dar cine nu a fost? Păi, dar cine a fost de loc? Au fost toți. Au fost toți. Au fost toți. Da, da. Da, da, au fost toți. Din cei care nu au mai fost de mult, e domnul Georgescu, domnul Petru și Marcin. Eu am propus pe domnul Georgescu. Altcineva? Alte propuneri? Cine este pentru domnul Georgescu? Bumărați! Unanimitate! Nu mai vină, da. Unanimitate. Așa că de ce vreau să vreau un pic de adică dumneavoastră. Nu mai ieși, vreau un pic de contrasiție. Trecem la diverse. Începem la domnul Petru. Nu am. Permiteți că tot e la aceeași, trebuie aceeași, dacă s-ar mai putea aduce un pic de sort de la care s-a adus atunci, ar fi super. Da, da. Că a ținut foarte bine, cred cu 4-5 mașini de ele s-a rezolvat pe sate. Adică s-a menținut foarte bine, balastul joacă mai tare, dispare mai repede, pentru că nu, sortul ăla a ținut destul de bine. Și... Haideți să nu facem totuși campania, mă nu trebuie să fie liderul ăla. Să nu scurizi. Explodem discuțiile, vă rog. O singur lucru. În polițe, în polițe, discuțiile politice, fiecare la partidului, sau la organizat, da. Betonat, la asta se referă. Parcat tot frumos, să știi omul acolo în parcare. La biserici, la unde și
fiecare își cunoaște în satul lui locurile unde ar fi posibil. Și ar completa chestia asta, dacă s-ar putea chiar cu plată, ar fi în afara evenimentelor, ar fi extraordinar. Da, din plată e o leagă de cel mai bun. Sunt în orașe cu plată peste tot. Da. Da, da. 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 Mașinii tot. Noi nu am terminat de asfaltat cu orașul Colim, acum parcă. Păi este da, necesar. E frumos, e frumos, dar de unde să le amenajăm? De unde? Sunt știți cât costă un fiecare sat știe locurile mai bine. Știu, dar vă dați seama. Haideți să terminăm cu asfaltatul prin comune, prin ăsta, prin la noi, prin sat. Unde s-a asfaltat e și locul de pregătit pe lucru. Da, uite, la noi sunt mai multe lucruri. La Bică, la... Dar nu sunt bani. Sunt mai multe locuri, dar nu sunt bani. Ce are? Vine ca o propunere pentru a viitor. Viitor când este amenajăm așa cu balast, pregătit de tot, în terenul. De exemplu, cum e la Godosul, noi am făcut terenul, dar n-am putut să prinde și parcarea în fața acolo, că mai trebuia mai multe avizii și ca să nu încurcăm, au rămas. Acolo trebuie o leagă de parcare. Pentru că tot este prevăzut pentru anul de turnat la containere, nu? Platformele. La platforme la contare. E când se face pentru platforme, se poate gândi și... Da. Eu mă gândesc că la anul s-ar putea să putem face nimic. Bine gândit. Noi inițiem proiectul. Se face, nu se face, domnul știe. Aici trebuie feric să vei cu dacă se face sau ceva. Te convoci termenii discuțiile cu anul. Da, da, da. Sau vreți vă dau mai aplicul. Da, da. Nu am ținut. De ce să urc? Nu, de ce să prevenim la televizor și dacă e adevărat, de ce să pun un gen de vorbit cu alții? Dar eu nu-i așteptat. Da, la politică nu se face la televizor, nimic nu se face la televizor. Da, bă, să vedem. Trăim în speranță. Dar întâi să terminăm noi de asfaltat toate satele și toate ulițele și mai facem și parcă. Oricum, terasele e terasele. Ce mai e exact cu asfaltul de la care vă ucis mai mult? Da, da. Astăzi se toarnă, acum, în momentul ăsta. Nu mai sunt unii grot care au rămas și... Astăzi se toarnă. Am discutat problemă, a venit inginerul, a vorbit cu finisorul, cu firma care se toarnă. Dar acolo e link în... Ca să știți mai sigur, cred că până la urmă s-ar putea să amintă în stație. Cu ce? Cu drumul de la Bătești. Deci, încă 90%, dar mai avem 10%. Dacă nici aia, până luni, marți, până la urmă se rezolvă, trebuie să spună lucrurile pe care. Am prevăzut din mult timp treaba asta. Să vedem ce înseamnă să rămână pe multe posibilități. Nu s-o da, 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 nu s-o da. Da. Am tot tolerat, am zis copii, copății, copii. N-ar mai fi bun, deci ar mai fi 10%. Haideți că vă virtuos, văd că deja facem corp. Pe 1 decembrie, la ora 13, susținem un program la Monumentul Eroilor, de Ziua Națională a României, cu copiii de la școală, ansamblul Drumul Țănăștean și Zestrea Caracalului. Dacă vreți să participați, ar fi prezența noastră pe obligatorie. Poți fi invit Mărița? Ok. Poți fi Mărița? Deci eu acum plecam la București, la 1 fără 20, plec de seară cu microbusul Simpatrans la București. Na, asta este. Na. Dacă ne mai invită și pe la Alba, eu de undeva, cred că ne puteți să voi, nu? Dacă mai aveți alte discuție la capitolul diverse. În legătură cu s-a terminat cu trecerea drumului, s-a terminat cu apă, l-ați preluat? Nu, trebuie trimisă documentația la București ca să iei pe ei hotărârea. Da. Da, dar am scos toate documente. Deci, nu știu, mai trebuia o notă de la ei. Am luat-o, n-am luat-o. Trebuie să o fac. Nu știu. Tot ce a, tot ce trebuie. O recomandare de la ei sau ceva de genul. Le-am luat. Bun. Declar ședința.